Asociația Povestea Mea, care se ocupă de ajutorarea persoanelor cu probleme sociale, cât și a animalelor abandonate în societate, a postat o fotografie cu o poveste care cu siguranță vă va emoționa, fiind vorba despre un copil care ajunge pentru prima dată într-un mall. Conform mesajul.ro, ceva din privirea lui îmi spune că a trăit momente greu de descris. Stăzi a mers la ei acasă, dorind să-l duc pe fane într-un loc special. M-a tot întrebat ce înseamnă mall și cum pot să existe mai multe magazine într-unul. Am ținut direcția electroputere mall, zona de gastro, cei drept l-am lăsat pe el să aleagă. Îl tot văd oftând din greu și rămâne blocat într-o stare pe care nu o poate explica. Poate copilăria zbuciumată sau faptul că este nevoit să muncească încă de mic l-au făcut să-și trăiască viața de la o vârstă fragedă. Când am intrat, m-a privit și a zis: Nea Cristi, eu cred că visez atât de multe haine, de unde le au? Nu ai cum să ai așa ceva în magazinul tău. Ăsta, da, om bogat, are bani, nu glumă. Nu doream să-l fac să se simtă ciudat, așa că îi confirmam majoritatea întrebărilor care păreau ciudate și încercam să-i explic. În zona cu mâncare a văzut și a ales, cum adică, e cu carne de curcan? Curcan sunt pe bățul ăla. Părea comic, dar sclipirea lui spunea totul, relatează mesajul.ro.